Întors pe insulă, Andy a devenit iubitul oficial al acesteia și nimic nu a mai stat în calea pasiunii pentru ei. Nimic în afară de dorința ispitei de a nu fi folosit ca un obiect sexual, refuzând să-i mai alimenteze Dianei fanteziile. Din acel moment, Diana a început să se teamă că relația cu Andy nu va depăși granițele thailandeze, așa că la despărțirea de ispită, aceasta a rămas fără garanția continuării relației. Fire materialistă, declarată și asumată, cu câteva ore înaintea întâlnirii cu Ben, Diana, invitată în camera de testimoniale, începe să trădeze îndoială. Ce se întâmplă cu Andy tău când ajungi în plăci? De oricum s-a întâmplat deja, ne-am despărțit. Când? Până să venim eu la emisiune cu o lună înainte. O lună? De ce? Am zis, bă, totuși vreau să mă apropii mai mult de Ben. Și să își caute strategia de supraviețuire pe termen lung. Bine, mai sunt câteva ore și te întâlnești cu Ben. Ce fel de sentimente încearcă? Cred că o să plâng. Să plângi? Da. De ce vrei să plângi? O să plâng pentru mine, în primul rând. O să plâng, nu știu, o să fiu emoționată, îți dai seama. Că, na, totuși, a fost unul care a, un om care a făcut parte din relația mea, care a făcut parte din mine și am avut și momente frumoase, n-am avut numai momente rele. Și pur și simplu, o să plâng. Ben a plecat deja către ceremonia focului la care va trebui să își decidă viitorul amoros, fără să știe că și Diana tot viitorul încearcă să îl securizeze. Mi-aș dori să rămânem prieteni, pentru că mi-a fost un prieten foarte bun și vreau să-i spun atât. Vreau să derulez momentul în care noi eram prieteni și vreau să rămânem tot prieteni. Crezi că o să te poate ierta pentru... Cum să nu știu eu să-l manipulez pe el? Știi? L-am manipulat un an de zile, nu puteam să-l manipulez câteva secunde aici.